Stimați reprezentanți ai mass media, vreau să vă mulțumesc pentru acceptul de a participa astăzi la această conferință de presă. Azi, în esență, vom vorbi despre un nou concurs de selectare a proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională în perioada 2021-2023. Vreau să menționez că eligibil pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională în această perioadă vor fi, așa cum au mai fost, autoritățile publice locale, dar ca un element inovativ, vor fi eligibili inclusiv și alte entități de drept public, cum ar fi ministerele, agențiile, pentru că ele sunt responsabile pentru implementarea politicilor sectoriale, dar nu există de obicei alte programe și proiecte care ar putea finanța inițiativele acestor instituții. Totodată avem o măsură care va oferi posibilitatea de finanțare pe diferite proiecte pentru ONG-uri și sectorul privat. Vreau să menționez că costul proiectelor diferă de la 5 până la 50 de milioane de lei, suma minimă și maximă eligibilă. Bugetul total alocat estimativ pentru această perioadă este în jur de 660 de milioane de lei. Este bugetul care se stabilește anual în legea bugetului de stat și se aprobă de către Parlament ca și alocări în Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Mai mult decât atât, vreau să menționez că în rezultatul mai multor rapoarte ale Curții de Conturi, în conformitate cu recomandările acesteia, dar și în conformitate cu principiul de sinergizare a alocării resurselor financiare din diferite fonduri, în acest concurs noi am exclus de la eligibilitate de finanțare asemenea sectoare ca eficiență energetică în clădiri publice, drumuri regionale și locale, inclusiv managementul deșeurilor solide. De ce? Pentru că pentru aceste tipuri de proiecte există fonduri destinate și atunci trebuie să oferim o sinergizare a acestor fonduri și să nu dublăm finanțarea pentru aceleași domenii. Respectiv, noi ne vom focusa mai mult pe trei programe de finanțare. Acestea sunt competitivitatea economică, dezvoltare urbană și infrastructură regională. Dacă îmi permiteți, deja am să încep să fac prezentarea PowerPoint. Cum am mai spus, astăzi, la 10 august, lansăm apelul concursul de selectare a proiectelor pentru finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Perioada de finanțare va fi 2021-2023. Ne propunem să desfășurăm acest concurs în perioada 10 august 2020, estimativ 1 martie 2021. Am mai menționat anterior, bugetul total planificat în jur de 660 milioane de lei. Vor fi alocate aceste resurse financiare pentru trei programe. Programul 1, competitivitate, circa 180 milioane de lei. Programul 2, dezvoltare urbană, circa 180 milioane de lei. Și programul 3, infrastructură regională, circa 240 milioane de lei. Concursul, în esență, îl vom desfășura în două apeluri de propuneri de proiecte. Primul apel competitiv, nu am să dau de citire definiții, dar am să explic. Apelul competitiv va fi desfășurat între autoritățile publice locale pe principii de competitivitate și selectate proiectele în baza punctajului maxim acumulat și a criteriilor de eligibilitate care sunt stabilite în regulamentul în cauză. Apelul pe listă, așa cum am menționat anterior, reprezintă un apel la care vor fi eligibile orașele poli de creștere, am să explic acum ce înseamnă asta, dar și autoritățile publice, entitățile publice, cum ar fi ministerele, agențiile responsabile pentru elaborarea și implementarea anumitor documente de politici la nivel național și regional. De ce? Pentru că există foarte multe inițiative bune, atât în ceea ce privește creșterea competitivității regiunilor, păstrarea patrimoniului cultural, dezvoltarea turismului, dezvoltarea infrastructurii, dar de obicei până în prezent am fost la disponibilitatea autorității publice locale să finanțăm doar inițiativele lor, ori în prezent dorim să avem și noi, în calitate de autoritate publică centrală, dreptul de a înainta proiecte care să fie finanțate din acest fond, pentru că, spre exemplu, dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă, o prioritate a noastră este să fie apeducte magistrale, inclusiv conectarea localităților la aceste apeducte cu sursa de suprafață și să limităm la maxim utilizarea apelor subterane. Ca să vorbim despre apelul pe criterii competitive, este programul 1, competitivitate. Prima măsură sau primul domeniu de finanțare este valorificarea infrastructurii de afaceri. Aici ne referim la dezvoltarea, de fapt, construcția utilităților publice și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru atragerea investițiilor în zone economice libere, parcuri industriale și alte tipuri de platforme economice care ar putea atrage investiții în Republica Moldova. Eligibile în apelul competitiv sunt autoritățile publice locale, care vor trebui să asigure o rată de cofinanțare de 10%. Costul minim al proiectelor 5 milioane de lei, maxim 25 milioane de lei.
Un al doilea domeniu este dezvoltarea mediului antreprenorial. Anume aici vor fi eligibile atât autorități publice locale, cât și diferiți reprezentanți ai societății, ai asociațiilor obștești, ONG-uri, cât și sectorul privat, pentru creșterea capacităților de dezvoltare antreprenorială, diferite hub-uri economice, investiții în aspecte de inovare și inclusiv cercetare și dezvoltare. Iarăși am menționat, atunci când vorbim despre APL-uri, aceștia vor asigura o cofinanțare sau ONG-uri de circa 10%, dacă vorbim de agenții economice, aceștia vor trebui să asigure o cofinanțare de circa 50%, costurile minime, maximele proiectului sunt de la 100.000 de lei până la 1.000.000 de lei. Măsura 3 este sporirea atractivității turistice. Avem aici atât proiecte de dezvoltare a turismului, cât și de păstrare a patrimoniului cultural. Noi cunoaștem că avem un patrimoniu cultural destul de bogat, de aceea ne dorim să valorificăm la maxim această infrastructură, cu atât mai mult că în ultima perioadă, în diferite emisiuni televizate, sunt prezentate oportunitățile turistice pe care Republica Moldova, în esență, nu le valorifică. Autorități publice locale eligibile sunt APL-urile din nivelul 1 și 2, cu o rată de cofinanțare de circa 10% și costul minim și maxim a proiectelor de la 10 la 20 milioane de lei. Am fi dorit să ne orientăm spre proiecte de infrastructură largă, cum ar fi Conacul Manugbei, la care tot am contribuit la reabilitare, inclusiv Parcul Țaul. Deci, infrastructură cât mai mare, care ar putea cu adevărat să atragă turiști, nu doar din Republica Moldova, dar și din afară. Dacă vorbim programul 2, dezvoltare urbană, aici avem un domeniu de finanțare care ține de revitalizarea urbană. Avem ca și proiecte care pot fi finanțate amenajarea zonelor de agrement, amenajarea spațiilor publice, construcția diferitor utilități publice, inclusiv reconstrucția, construcția, reabilitarea grădiniților, școlilor și altor instituții. Revitalizarea urbană, în esență, este reabilitarea unor cartiere din anumite orașe care au fost mai delăsate sau care nu mai prezintă un interes pentru populație. De aceea, ca să valorificăm aceste zone care au fost anterior destul de importante pentru orașe, noi acum vom aloca finanțări în sumă de la 2 până la 20 milioane de lei, cu rată de cofinanțare de 10%. Au mai fost finanțate asemenea proiecte, dar din surse externe. Este pentru prima dată când lansăm un asemenea concurs din fonduri naționale. Și măsura 3, deși se numește infrastructură regională, prioritar vom finanța doar proiecte de construcție a serviciilor de alimentare cu apă, inclusiv canalizare, precum și reabilitarea acestor infrastructuri care există deja construite. Autorități publice locale sunt responsabile cu asigurarea unei contribuții de 10%, costul maxim al proiectelor de la 10 la 50 de milioane de lei. Vreau să menționez un element important, așa cum am menționat și în introducere, vom finanța doar construcția apeductelor magistrale, care au surse de apă din râurile Prut sau Nistru, și conectarea localităților la aceste apeducte magistrale, inclusiv la cele, construcția rețelelor interne pentru localitățile unde nu există infrastructură care ar putea fi conectată. Ca să vorbim despre etapele, cum va fi desfășurat apelul competitiv, astăzi este data anunțului, 10 august, vom oferi autorităților publice locale 45 de zile pentru prezentarea notelor conceptuale. Acestea sunt niște documente cu o mărime de 3-5 pagini în care ei vor stabili viziunea, ce doresc să construiască și costurile estimative, după care comisia creată la nivel regional va face evaluarea administrativă a notelor conceptuale. Cele care vor fi aprobate vor corespunde tuturor criteriilor, vor fi informate autorități publice locale să pregătească toate documentația necesară pentru a doua etapă. A doua etapă presupune depunerea notelor complete de finanțare, ceea ce ar însemna că trebuie să includă inclusiv toate avizele necesare pentru construcții, documentația de proiect, absolut tot ca proiectul să fie gata pentru lansarea construcțiilor. 120 de zile, după care iarăși comisia la nivel regional, în termen de 21 de zile, va realiza evaluarea acestor documente. Și în final avem comisia interministerială, care în termen de 30 de zile, în bază, este important să menționăm că Consiliile Regionale pentru Dezvoltare trebuie să fie responsabile, să înainteze la nivel național doar acele proiecte care cu adevărat sunt prioritare pentru țară, nu toate listele de proiecte. Atunci vine cea de trei etape, Comisia Interministerială, care în termen de 30 de zile va face o evaluare a corespunderii
proiectelor investiționale prezentate cu documentele de politici la nivel național, după care Consiliul Național de Dezvoltare Regională, inclusiv Ministerul, vor elabora documentul unic de program și îl vor promova spre aprobare. Vreau să menționez că din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională se finanțează doar proiectele care vor fi în portofoliu aprobat printr-o hotărâre de guvern. Așa stabilește legea. O chestie nouă, după cum am menționat, este apelul pe listă. Apelul pe listă reprezintă oportunitatea instituțiilor publice responsabile pentru implementarea proiectelor să înainteze și ei proiecte. De ce? Pentru că foarte des ne stabilim diferite strategii sectoriale, cu planuri de acțiuni, cu costuri, dar nu avem posibilitate să implementăm aceste proiecte. Avem diferite situații prin care primim interpelări care este viziunea Guvernului sau Ministerului, spre exemplu, pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă și, după cum am menționat, până în prezent eram foarte dependenți de inițiativele autorităților publici locale. Astăzi, Guvernul își va asuma dreptul de a înainta propuneri de proiecte, astfel încât să ameliorăm situația pe diferite sectoare. În cadrul apelului pe listă, vom avea iarăși eligibile din concursul total, vom avea domeniul 1.1 valorificare infrastructurii de afaceri, unde, iarăși, ministerele, ați auzit noutatea cu privire la construcția 16 platforme industriale, de ce nu ministerele ar putea veni și cu alte inițiative pe care noi să le putem finanța din fond? Avem și măsura 1.3, sporirea atractivității turistice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu instituțiile subordonate care sunt responsabile pentru gestionarea patrimoniului cultural. Mă refer la agenția responsabilă pentru patrimoniul cultural condus de domnul Ștefăniță, ar putea veni cu anumite inițiative de crearea unor trasee turistice și reabilitarea infrastructurii existente, unor conace, spre exemplu. Avem aceleași oportunități de finanțare cu costuri minime în cazul 1, cu valorificarea infrastructurii de afaceri de la 5 la 25 milioane de lei și în cazul 2, proiecte de la 10 la 20 milioane de lei. Vreau să menționez că în acest apel responsabil pentru alocarea cofinanțării, la fel vor fi beneficiarii finali. Dacă vom construi sau reconstrui, spre exemplu, un conac într-o anumită localitate, populația sau proprietarul propriu-zis al bunului va trebui să asigure o cofinanțare de 10%, fie că este Consiliul Regional, fie Autoritatea Publică Locală, după caz, Ministerul de Resort poate să le acorde suportul dat ca să aloce aceste resurse financiare. Programul 2, dezvoltare urbană, corespunde unei inițiative a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului de a aproba o hotărâre de guvern prin care 6 orașe din Republica Moldova vor primi oarecum un statut de oraș pol de creștere. Aceste orașe sunt Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul și Comrat. Avem 3 măsuri de finanțare. De ce este apel pe listă? Pentru că în proiectul hotărârii de guvern noi deja avem prestabilit un portofoliu de proiecte pe care trebuie să-l realizăm și să-l valorificăm. De aceea avem, spre exemplu, prima măsură, conectivitatea și mobilitatea urbană. Aici prevede atât reconstrucția anumitor drumuri din interiorul acestor orașe, cât și procurarea transportului public, pentru că noi avem o lege cu privire la organizarea teritorială administrativă a Republicii Moldova, prin care mai multe orașe au primit statut de municipiu și, în conformitate cu evaluările noastre, aceste orașe nu ating pe deplin acei indicatori care trebuie să îi îndeplinească ca să obțină acest statut. De aceea, în prima perioadă, noi ne propunem să ajutăm aceste orașe să atingă acești indicatori până în anul 2025, inclusiv prin construcția altor tipuri de infrastructuri, cum ar fi cea de dezvoltare economică și atragere investițiilor, pentru că rolul lor, având o capacitate mai mare de polarizare și de atragere investițiilor în comparație cu celelalte orașe din Republica Moldova, noi ne dorim ca ei să-și asume și rolul de concentrare sau oricum să aibă efectul dezvoltare economică și pentru localitățile din jurul acestora, așa cum am spus, să fie cu adevărat oraș pol de creștere. Și în ultimul rând avem modernizarea infrastructurii și utilității publice, domeniul 3. Aici prevedem diferite tipuri de infrastructură, de management al deșeurilor solide, apă, canalizare, iluminat stradal, construcția de diferitor zone infrastructurale în cadrul acestor orașe. Iarăși, aplicanți pot fi orașele pol de creștere, vor trebui să asigure o cofinanțare de circa 10%, costul maxim al proiect, minim al proiectelor vor fi de la 3 la 10, 15 milioane de lei în primul caz, 7-50 milioane de lei în cazul 2 și la 3 măsură ce țin de modernizarea infrastructurii vor fi de la 5 la 50 milioane de lei. Pentru măsura 3, care nu vrea să apară,
Pentru măsura 3, infrastructură regională, iarăși ne propunem să reabilităm sau să reconstruim în cadrul acestor orașe infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. Vreau să menționez că în conformitate cu evaluările noastre, 2 din cele 4 orașe nu au stații de epurare, de ce ne propunem ca și o prioritate să reconstruim sau să construim infrastructura de canalizare și acele stații de epurare, mai ales cea din Soroca, pentru că de fapt reprezintă o problemă de nivel național. Aici avem etapele organizării concursului de proiecte în apelul pe listă. Dacă vedem săgeata lungă, sunt pentru măsura 2, unde eligibili vor fi iarăși autorități publice locale, de fapt orașele pol de creștere, vor parcurge aceleași etape de aprobare a proiectelor. Dacă vorbim de proiectele care vor fi prezentate de către autoritățile publice, fie ministere, fie agențiile responsabile de implementarea de anumite politici sectoriale, aceștia vor avea o etapă mai scurtă, vor depune note conceptuale, care vor fi din start evaluate de către Comisia Ministerială. În cazul în care vor fi definite ca proiecte de importanță națională, acestea automat vor fi incluse în hotărârea Guvern, în documentul unic de program, iar ulterior responsabil pentru dezvoltarea documentației tehnice și pregătire pentru implementarea proiectelor vor fi agențiile de dezvoltare regională. Este iarăși la recomandarea Curții de Conturi, încercăm să identificăm diferite mecanisme de dezvoltare a proiectelor și finanțarea acestora, astfel încât să nu punem toată presiunea doar pe autoritățile publice locale. Cofinanțarea, mai menționat, vor fi asigurată de către beneficiarul final. Este cu atât mai ușor pentru ei, cu cât vor avea economii la elaborarea documentației tehnice. Cam în esență asta este. Ne propunem ca în următoarele 2 săptămâni, în comun cu agențiile de dezvoltare regională, să realizăm o amplă campanie de informare în toate raioanele Republicii Moldova. Fie vom face cu prezența fizică a reprezentanților, dacă ne va permite situația, dacă nu, vom face conferințe online în care vom invita autoritățile publice locale din nivelul 1 și 2, inclusiv vom face ședințe separate cu autoritățile publice centrale și pentru interesul comun al sectorului privat pentru domeniul de inovare, cercetare, transfer tehnologic și dezvoltarea capacităților antreprenoriale, vom organiza și ședințe separate cu ONG-urile și sectorul privat. Dacă aveți întrebări? Da, vă rog. Da. Voiam să vă întrebam în ce măsură proiectele de irigare au șanse să fie finanțate din FNDR. Nu sunt eligibile pentru finanțare din FNDR. Da, sunt, dacă poate puteți spune, sunt alte proiecte, programe sau fonduri din care aceste proiecte ar putea fi finanțate. De irigare? De irigare, da. Dar nu ține de subiectul care îl discutăm azi. Discutăm separat, vă dau toată informația. Agențiile de dezvoltare regională, în contextul concursului competitiv, vor fi responsabili pentru recepționarea la toate documentele care vor fi prezentate de către autoritățile publice locale, inclusiv ei vor fi responsabili pentru asigurarea secretariatului acelor comisii de evaluare a notelor conceptuale și cererilor complete de finanțare în etapa 2. Trebuie un pic să delimităm. Atunci când vorbim despre campanii de informare, vom merge în fiecare raion, vom asigura suportul necesar ca autoritățile publice locale sau cei care sunt eligibili pentru participare la concurs să înțeleagă exact care sunt condițiile concursului și ce criterii trebuie să întrunească ca să fie selectați. Dacă vorbim despre suport direct, eu aș putea interpreta asta ca o facilitare și nu aș accepta ca ei să fie implicați în proces. Dar toate explicațiile și suportul în ceea ce ține de clarificarea unor situații care sunt stabilite în documentele care reglementează concursul, cu siguranță că vor fi responsabili 100%. Anual, până în prezent, conform legii bugetului, se alocau în jur de 220 milioane de lei, dar noi presupunem că dacă vom avea o portofolie de proiecte cu adevărat importante și mai consistent, să spun eu așa, sursele alocate pot fi și mai mari. Dar noi colaborăm foarte bine și cu partenerii de dezvoltare, avem o experiență bogată în care în actualul document unic de program, un portofoliu anumit de proiecte au fost selectate și sunt finanțate din sursele externe. Să înțelegem, este al doilea apel de propunere de proiect. Este al patrulea apel de propunere de proiect. Noi avem în jur de 81 de proiecte finalizate. Acum procedem la evaluarea ex post acestor proiecte. Ne-am propus până la data de 15 septembrie maxim să avem evaluare ex post a câte 10 proiecte din fiecare regiune de dezvoltare. Cu siguranță în Găgăuzia doar 2, în celelalte 3, nord, centru și sud, câte 10. Alte întrebări?
Eu vă mulțumesc și ne dorim succes tuturor. Prezentare? Da. Da, o punem și pe pagina de.